Dacă zici că-s cocalar la Antol, se supără pe tine. Bam! Am aruncat și politica de relații cu clienții acelor de la garaj. V-ați prins? Da, nu cred că v-ați prins. Ok, da. Ne pregătim pentru ziua 2 din Untold cu, bineînțeles, capitanul regilor piraților Luffy. Să nu dai zoom, că se vede după aia că e fake, că sunt niște litere aici dubioase. L-am primit. No. Așa e când te zgâncești, când faci cadouri. Gen, cred că era reducere 2 la preț de nu știu care e faza, dar e... Na, s-a zgârcit. Da, e... Na, asta e. You can be a good citizen in the air! Ziua 2 de la Untold Festival, o zi care începe cu multă energie și sigur se va termina cu foarte puțină energie, pentru că din punct de vedere al line-up-ului e... bine, din punctul meu de vedere, urmează să mergem astăzi la Deliric și cam atât. Acum poate sunt eu foarte pretențios, dar în fine, e fain și atât. E foarte, foarte multă lume azi. Și știți cum sunt vacile alea care atunci când vin de la păscut seara, când se întorc fiecare acasă, se opresc la proastele în mijlocul străzii să-și facă poze? No! Bă, sunt bacici, deci te... nu poți să te ieși, mă, de ei. Deci, efectiv, aici, poze, ia! Vă place? Sunt special murdăriți pentru Untold. Un lucru pe care l-am învățat din experiența mea vastă aici la Untold este că oamenii sunt foarte naivi, își iau cea mai bună pereche de încălțăminte ca să, evident, să se simtă bine, dar nu își dau seama că o să fie călcați toată noaptea, o să calce în praf. Bine, anul ăsta nu e noroi, dar, man, nu, îți iei cei mai răi pantofii ai tăi. Bine, să fie comoz într-adevăr, dar eu pe ăștia i-am de 10 ani aproape. E adevărat că azi noapte când am ajuns acasă a trebuit să-mi dau cu duș, după aia cu cremă, cu din alea, cu nebunii, dar... S-a uitat cineva urât la mine și mi-a pierdut ideea. Hai să mergem! Să-mi zici când ești aproape că nu te văd, că-mi bate soarele în ochi. Mi-a și dat-o la că ai ăștia aici, cred că te vădă. Cred că te... Poate vă întrebați, prieteni, de ce stau să fac poze aici când toată lumea face acolo? Este simplu. Aici este singura rază de lumină care poate să-mi scoată în evidență toate trăsăturile sub iarba. Plus că eu nu mă pun să stau la coadă cu toți săraci acolo să poze, să... Da? Prezint senzația acestui parc. Sincer, mă așteptam să nu fie aici astăzi sau în oricare altă zi de Untold, ținând cont că na, gălăgie, dar ia uite ce frumos este. Tocmai am realizat la modul cel mai neironic că fix în momentul ăsta la scena Time cântă sau mixează, nu știu ce face, Andreea Esca, prieteni. La modul cel mai neironic. Acum rămâne doar să-mi dau seama unde, Doamne iartă-mă, e scena aia, că vreau să văd pe Andreea Esca cum face chestii. Ok, asta n-a slabit, dar ați înțeles. Cred că e aia, prieteni, cred că am găsit scena. E, sună super, sună ceva ce-ar băga Andreea Esca. Haideți să vedem. Hai,
așa le schimbă. Hai să mergem la niște scene unde oamenii știu cu adevărat să mixeze. Sigur, muzica proastă, dar știu să mixeze. Dacă zici că-s cocalar la Anton, se supără pe tine. Dar uite, ai deja... A ieșit cocalarii mei, a ieșit spiritul ăla, e... Deci vă zic, deci dacă acum intră ăștia și bagă 10 manele pe main stage, o să fie nebunie. O să vezi că pe toți îi prinde, pe toți îi demaschează. De, vă dau cuvântul meu de 20 de minute, vreau să plec la scena asta, dar mereu că vreau să plec, mai surprinde cu ceva. Mai cringe. Hai să nu mai stăm la scena asta, că asta e o excepție. Până acum a fost foarte bine, a fost genial, a fost super. Am nimerit eu prost. Guys, ăsta e festival de muzică, nu-i seara. Guys, asta nu-i seara amatorilor mei, what is this? Oricine e super cunoscut își poate încerca norocul și... This is unreal! Continuăm festivalul de manele Anton 2022, mergem la main stage de această dată pentru că avem Damian and the Brothers. Așteptam să fie atât de tare la Damian Brothers. Trebuie să recunosc că am mers numai pentru că n-aveam unde altundeva să mergem. Și am zis, bă, ok, a fost ceva lotărească, trebuia să fie și la Andreescu, am zis așa, nu? Dar aici mă gândeam că dacă o adaptează un pic, bă, poate iese bine. Ai zis super tati, a combinat-o cu DNB, cu Psytrance.
Dacă aș fi ascultat vreo înregistrare ceva, da, nu mi-ar fi plăcut. Dar live act, absolut super, deci mi-a... Mai și mănâniți de mine. Deci mi-a plăcut cel mai mult din tot Untold-ul. Deci Damian Brothers, așa da, Andreez, că... Nu știu ce am cu Andrei, că plăc... Nici măcar nu-i DJ, dar mi s-a pus mie pata, e... Eu acum aș exagerez. Dar bun, ne pregătim acum să mergem la... De la Damian Brothers, mergem la Deliric cu Silent Strike. O să fie o trecere interesantă. A fost genial la Deliric, super bă. Bă, de mâncat am mâncat bine. Am zăcut aici în șanț efectiv cam o oră. Iar acum urmează să facem un tutorial pentru Untolder, pentru că sunt foarte, foarte mulți care, na, la scenă, că, na, până la urmă în viață, ce faci când te trezești că ai un gunoi? Că nu știi și mulți aruncă pe jos, că nu știu, ei nu de țărani sau de nesimțiți, că nu de asta fac. Pur și simplu nu știu, na. Și ăsta e tutorial, deci când aveți la Untold mizerești, nu știu ce, bă, le țineți în mână până găsiți ceva și le aruncați. E super simplu. Bun, mergem la Safocus cu Wilkinson și după aia mergem acasă. A fost super mișto astăzi, mult mai bine decât mă așteptam. La cine am fost? La Wilkinson cu Safocus, băi, absolut genial. Cred că mai aveau, adică cred că mai aveau, sigur mai aveau, că doar am plecat când mai erau vreo jumătate de oră din set. Dar am plecat pentru că efectiv bateriile sunt over. Cu jumătate de oră înainte deja efectiv doar trăgeam de mine să mai stau ca să nu am să stau până la fel. Dar nu se mai poate, bateriile sunt terminate. Azi a fost, băi, mai mișto decât ieri. Deși, bine, eu uitasem de Safocus cu Wilkinson. Credeam că merg doar la Deliric și aia e. Am mai fost surpriză cu Damian cu asta și cu Andreesca. A fost o zi frumoasă. Nu știu de unde mai strâng energie pentru mâine și poi mâine. Dar vedem. Mergem să ne culcăm. Sper să dormim cam 6 ore, după care trebuie să mă trezesc. Nu să montez vlogul, dar joacă Liverpool mâine. După aia sper să apuc să montez și vlogul de azi. Ne vedem mâine!